Bine v-am regăsit! Întâi vă sunt dator cu răspunsul la întrebarea de data trecută, și anume, care e mai greu, aerul umed sau aerul uscat? De fapt, era vorba despre două butelii identice, una conținând aer uscat, una aer umed, în aceleași condiții de presiune și temperatură. Legea lui Avogadro, vă amintiți, sunt sigur, de data trecută, spune că în cazul acesta trebuie să avem același număr de molecule în cele două butelii. Volume egale de gaze diferite, în cazul acesta aer umed, respectiv aer uscat, care se găsesc în aceleași condiții de presiune și temperatură, adică exact ceea ce știm despre cele două butelii, conțin, spune legea lui Avogadro, același număr de molecule. Deci, repet, pentru că e foarte important pentru găsirea răspunsului, în cele două butelii avem același număr de molecule. Ce înseamnă aer? Aer înseamnă un amestec de azot și oxigen. Mai sunt și alte lucruri pe acolo, dar pentru scopul discuției noastre e suficient să știm atâta. Avem azot și oxigen. Un amestec de azot și oxigen. Aer uscat. Aer umed înseamnă că mai avem și apă, vapori de apă. Acum nu e momentul să discutăm despre diferențele dintre vapori de apă și gazul apă. Din nou, pentru scopul discuției noastre, este suficient să ne imaginăm, să știm că aerul umed înseamnă și existența unor molecule de apă printre moleculele de azot și de oxigen. Dar să vedem masele moleculare. Masa moleculară a apei este 16 plus 2, 16 fiind masa atomică a oxigenului și 1 fiind masa atomică a hidrogenului. Și pentru că avem 2 atomi de hidrogen, avem 16 plus 2, adică 18 unități atomice de masă. Masa moleculară a oxigenului este 16 ori 2, adică 32 de unități atomice de masă. Masa moleculară a azotului este 14 ori 2, adică 28 de unități atomice de masă. Ce observăm? Că moleculele de apă sunt mai ușoare și decât moleculele de oxigen și decât moleculele de azot. Ceea ce înseamnă că aerul umed este mai ușor decât aerul uscat, pentru că ceea ce s-a întâmplat este că au venit molecule mai ușoare în locul unor molecule mai grele. Această variație a greutății aerului în funcție de umiditate poate fi folosită la a prognoza vremea. Pentru câteva ore putem să știm cum va fi timpul, va fi timp frumos sau va ploua. Pentru aceasta avem nevoie de un singur instrument, un instrument care să măsoare presiunea aerului, adică un barometru. Un barometru ne va arăta uneori că presiunea este mai mare decât cea obișnuită, cea normală, ceea ce înseamnă că aerul este uscat, pentru că fiind uscat e mai greu și produce o apăsare mai mare. Ceea ce mai înseamnă că urmează timp frumos. Dacă nu este umiditate în aer, nu se pot forma nori, n-are cum să se producă ploaie. Dacă, în schimb, presiunea indicată de barometru este mică, înseamnă că aerul a devenit umed, este umed, conține multă apă și e mai ușor. Apăsarea pe care o produce e mai mică și presiunea este mai mică. Ceea ce înseamnă că avem umiditate multă în aer și cu cât presiunea e mai mică, cu atât e mai mare umiditatea și probabilitatea să urmeze ploaie, poate chiar furtună, devine tot mai mare. Deci putem să prognozăm în acest fel vremea pentru câteva ore. Dacă mai avem și sateliți care ne arată mișcările aerului, atât pe orizontală cât și pe verticală, dacă mai avem și stații meteo care mai măsoară și alte lucruri, nu numai presiunea, cum ar fi temperatura și altele, dacă mai avem și baloane meteorologice și calculatoare care să facă simulări, atunci putem să extindem această prognoză pentru o perioadă mai lungă, să zicem o zi, două zile chiar. Dar când ajungem la 3-4 zile, deja probabilitatea să greșim este foarte mare. Din ce cauză? Pentru că atmosfera este atât de complicată încât are o comportare quasi-haotică. Depinde foarte mult ceea ce se întâmplă de condițiile inițiale.
Ceea ce înseamnă că aici putem avea efectul fluture, despre care o să discutăm altă dată, și alte comportări haotice. Și din cauza asta nu se poate face prognoză meteo pentru perioade oricât de lungi. Așa că de acum încolo, când auziți pe cineva la televizor în iulie vorbind despre cum va fi vremea la Crăciun, puteți să schimbați canalul, liniștiți, pentru că probabilitatea să aibă dreptate este aceeași cu cea pe care ați obține-o dacă ați da cu banul. Să trecem la rezolvarea problemei pe care v-am propus-o data trecută. Să ne amintim textul. O cameră are volumul V egal cu 50 de metri cubi, iar presiunea atmosferică are valoarea P egal cu 10 la 5 pascali. Câte kilograme de aer ies din cameră în timpul încălzirii ei de la 17 grade Celsius la 27 grade Celsius? Iar aici puteți vedea rezolvarea problemei. Puteți, evident, să opriți videoclipul și să urmăriți rezolvarea cât timp doriți. Rezultatul este că atunci când încălzim camera cu 10 grade Celsius, o masă de 2 kg de aer iese din cameră. Să auzim acum întrebarea de azi. Întrebarea de azi se referă la un frigider. Să zicem că într-o cameră care are geamurile și ușile închise și este bine izolată de exterior termic, pornim un frigider mare, sănătos, dar îl pornim lăsându-i ușa deschisă. Frigiderul funcționează cu ușa deschisă. Și întrebarea este, ce se va întâmpla cu temperatura camerei? Va scădea temperatura camerei după, să zicem, câteva ore de funcționare a frigiderului? Va rămâne aceeași? Va crește? Ce se va întâmpla cu temperatura în cameră dacă frigiderul funcționează cu ușa deschisă? Să vedem întâi textul problemei. O pompă de compresie cu piston este folosită pentru a comprima aer într-un rezervor cu volumul de 1 metru cub de la presiunea de 1 atmosferă până la presiunea de 10 atmosfere. Pompa funcționează la turația de 1000 de cicluri pe minut, iar volumul ei util este de 100 cm cubi. Considerând că temperatura aerului din rezervor nu se schimbă în timpul comprimării, cât timp trebuie să lucreze pompa? Avem datele scrise pe tablă, volumul rezervorului este 1 metru cub, presiunea inițială este presiunea atmosferică normală, pe 0, presiunea finală, să o notăm cu P, este 10 atmosfere, turația pompei este 1000 de cicluri pe minut, iar volumul util al pompei, care de fapt înseamnă volumul de aer măsurat în condiții normale, pe care pompa îl ia din exterior și îl forțează să intre în rezervor la o singură pompare. Acest volum este de 100 cm cubi și trebuie să calculăm cât timp trebuie să lucreze pompa ca să ajungem la presiunea de 10 atmosfere. Am ales această problemă, printre altele, și pentru că ea, deși pare complicată, se poate rezolva folosind o singură ecuație din termodinamică, ecuația termică de stare. Să scriem această ecuație pentru starea întâi, starea inițială a aerului din rezervor. Avem pe 0 ori de mare, este egal cu ν1 RT. Volumul și temperatura nu se modifică, așa că n-am pus indici nici la volum, nici la temperatură. Pentru starea finală, când ajungem la presiunea de 10 atmosfere, avem P ori V egal cu ν2 RT. Și dacă împărțim a doua ecuație la prima, găsim o relație între ν2 și ν1. ν2 supra ν1 este egal cu P2 sau P, și am notat-o cu P, supra P0. Și acum putem să le exprimăm pe ν2 funcție de ν1. ν2 este ν1 înmulțit cu P supra P0. Ceea ce ne interesează pe noi este delta ν. ν2 minus ν1. De ce?
Pentru că delta nu reprezintă numărul de moli pe care trebuie să-l introducă pompa în rezervor ca să ajungem la presiunea de 10 atmosfere. Și delta nu se poate calcula dacă pe nu 2 îl scriem nu 1 ori P supra P0 și îl dăm factor comun pe nu 1, vom avea nu 1 pe lângă P supra P0 minus 1 și am găsit o expresie pentru delta nu. Pe nu 1 îl putem exprima din prima ecuație de stare. Nu 1 se vede că este P0V supra RT și mai avem pe lângă P supra P0 minus 1. Am găsit o expresie pentru câți moli trebuie să introducă pompa în rezervor. Acum să scriem ecuația termică de stare pentru aerul care intră în pompă la un singur ciclu de funcționare al pompei. Avem P0 ori V mic, P0 pentru că atunci când intră în pompă, aerul intră la presiunea atmosferică normală. Se deschide supapa și intră aer în corpul de pompă. Este egal cu nu 0 RT. Și asta înseamnă că prin nu 0 înțelegem numărul de mol pe care pompa îl introduce în rezervor la o singură pompare. Ei, dacă știm cât este nu 0 și îl putem exprima pe nu 0 din această ecuație, este P0, nu 0 este P0 ori V mic supra RT și știm și câți moli trebuie să introducă în total pompa în rezervor, putem găsi câte cicluri de funcționare trebuie să facă pompa ca să ajungă la presiunea de 10 atmosfere. Cum? Împărțind numărul total de moli care trebuie să intre în rezervor la numărul de moli pe care pompa îl introduce la o singură pompare. Deci N mare, adică numărul total de cicluri pe care trebuie să le efectueze pompa, este delta nu supra nu 0. Adică este P0 ori V mare supra RT pe lângă P supra P0 minus 1, totul supra P0 ori V mic supra RT. Se vede că produsul RT se simplifică, presiunea P0 se simplifică și găsim următoarea expresie pentru N, este V mare supra V mic înmulțit cu această paranteză, care se poate scrie P minus P0, adică delta P, supra P0. O formulă foarte importantă pe care ar fi bine să o memorați, pentru că ea ne permite să calculăm câte pompări, câte cicluri de funcționare trebuie să efectueze o pompă ca să mărească presiunea cu delta P atunci când pleacă de la o anumită presiune, în cazul de față P0. Mai trebuie să știm doar volumul rezervorului respectiv și volumul pompei. Și putem calcula numărul de cicluri de funcționare. Însă problema ne întreabă cât timp trebuie să lucreze pompa. Și aici intervine durația. Durația N mic înseamnă raportul dintre câte cicluri de funcționare au loc și intervalul de timp în care au avut loc acestea, ceea ce înseamnă că numărul N se poate exprima ca fiind N mic înmulțit cu delta T sau că delta T se poate exprima ca fiind raportul dintre N mare și N mic. Pe noi asta ne interesează. Cât timp trebuie să lucreze pompa? Și noi avem deja o expresie pentru N mare și îl cunoaștem pe N mic. Și atunci delta T va fi N mare, adică tot ce vedem aici, V mare supra V mic înmulțit cu delta P supra P0, totul supra N. Și am găsit expresia algebrică pentru durata funcționării
pompei. Mai trebuie doar să facem calculele. Deci avem această expresie algebrică pentru durata funcționării pompei. Cât timp trebuie să lucreze pompa? Delta T va fi egal cu V mare 1 metru cub supra V mic. Am 100 de centimetri cubi, care înseamnă 110 la minus 6 metri cubi, adică 10 la minus 4 metri cubi, înmulțit cu delta P. Păi delta P este 10 minus 1. 10 minus 1, 9. 9 atmosfere supra P0, 8 atmosferă. Și mai am pe 1000, 10 la 3, 1000 ce? Cicluri pe minut, adică minut la minus 1. 1 supra minut, adică minut la minus 1. 1 pe 10 la minus 4 este 10 la 4 și 10 la 4 se simplifică cu 10 la 3 și rămâne 10 și 10 ori 9 este 90 de ce? De minute. Pentru că am avut minut la minus 1 la numitor. 90 de minute pentru că unitățile de măsură de la numărător s-au simplificat. Deci am găsit în final că delta T este o oră și 30 de minute. Pompa trebuie să lucreze o oră și 30 de minute ca să ajungem la presiunea de 10 atmosfere în rezervorul nostru. Să trecem la ultima parte. În ultima parte vreau să lămurim câteva lucruri legate de principiul întâi al termodinamicii. Să ne amintim enunțul. Principiul întâi al termodinamicii spune că atunci când un sistem termodinamic trece dintr-o stare în alta, variația energiei interne nu depinde de stările intermediare prin care a trecut sistemul termodinamic, adică de ce fel de transformare a avut loc, ci doar de starea inițială și de starea finală. Adică în starea inițială, sistemul termodinamic a avut energia internă U1, a trecut în starea a doua în care are energia internă U2 și delta U, U2 minus U1, nu depinde de tipul transformării, ceea ce înseamnă că, de fapt, principiul întâi al termodinamicii introduce o mărime de stare nouă, energia internă. Energia internă caracterizează starea unui sistem termodinamic. Energia internă, în cazul unui gaz ideal, este suma tuturor energiilor cinetice ale moleculelor gazului respectiv. Și încă o dată spun, variația ei nu depinde de ce fel de transformare are loc, depinde doar de starea inițială, de parametrii stării inițiale și de parametrii stării finale. Dacă sistemul termodinamic schimbă căldură și lucru mecanic cu exteriorul, atunci putem scrie că delta U este Q minus L. Și pentru că delta U nu depinde de transformarea care are loc, înseamnă că nici diferența Q minus L nu depinde de ce fel de transformare are loc. Dar Q și L depind fiecare de ce fel de transformare are loc. Deci Q și L pot să ia tot felul de valori. Diferența lor trebuie să rămână însă tot timpul egală cu delta U. Ecuația principiului întâi se scrie de obicei Q este egal cu delta U plus L. Și ne arată că dacă un sistem termodinamic primește căldură, atunci el poate să facă trei lucruri. Poate să-și mărească energia internă, sau poate să efecteze lucru mecanic, sau poate să le facă pe amândouă. Să-și mărească energia internă și să efecteze lucru mecanic. Ceea ce este foarte important de observat în ecuația principiului întâi este că în timp ce energia internă este scrisă ca variație delta U, Q și L nu. De ce? Pentru că căldura și lucru mecanic nu sunt forme de energie, nu sunt mărimi de stare.
nu se poate spune că un sistem termodinamic are atâta căldură. E un nonsens. El poate să schimbe căldură cu exteriorul, poate să cedeze, poate să primească, în funcție de cu cine îl punem în contact și ce fel de transformări au loc. La fel, este absurd să spui că un sistem termodinamic are atâta lucru mecanic. El poate să efectueze lucru mecanic sau asupra lui se poate efectua lucru mecanic. Deci, în timp ce energia internă este o formă de energie, este energia internă, adică suma tuturor energiilor cinetice ale moleculelor, de exemplu în cazul unui gaz ideal. În timp ce ea este o formă de energie, L și Q, lucru mecanic și căldura, nu sunt forme de energie, ci sunt forme ale schimbului de energie. Foarte important de ținut minte. Și principiul întâi are două consecințe foarte, foarte importante. Prima este conservarea energiei. Și anume, dacă am un sistem termodinamic izolat, atunci Q este 0 și L este 0. Dacă sistemul termodinamic nu schimbă nici căldură, nici lucru mecanic cu exteriorul, ce mai rămâne din ecuația principiului întâi? Rămâne delta U egal cu 0, ceea ce înseamnă că U2 este egal cu U1, ceea ce înseamnă că energia internă se conservă. Și asta se numește legea conservării energiei. Dacă un sistem termodinamic este izolat față de exterior, energia lui internă se conservă. Deci, conservarea energiei nu este același lucru cu principiul întâi al termodinamicii. Pentru că mulți spun, da, știu, principiul întâi al termodinamicii înseamnă conservarea energiei. Nu, principiul întâi înseamnă mai mult decât atât. Conservarea energiei este o consecință a principiului întâi al termodinamicii. A doua consecință este următoarea. Dacă Q este egal cu 0, atunci găsim că L este egal cu minus delta U. Cu alte cuvinte, sistemul termodinamic poate efectua lucru mecanic și dacă nu primește căldură, dar pe seama energiei interne. Adică atunci când efectuează lucru mecanic, îi scade energia internă. Ori energia internă este finită. Ceea ce înseamnă că un sistem termodinamic nu poate efectua lucru mecanic la nesfârșit dacă nu primește căldură. O mașină termică care ar efectua lucru mecanic la nesfârșit fără a primi căldură din exterior se numește perpetuum mobile de speța întâi și principiul întâi ne arată că așa ceva nu există. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne vedem data viitoare cu fenomene electrice.